regăsit în cadrul emisiunii Cealaltă Capitală, de aici, din studioul Capital TV Alba. A fost un weekend plin în Alba Iulia, sunt convinsă că și în celelalte orașe și în celelalte județe, dar aici, în județul Alba, au fost multe, multe evenimente. Bineînțeles că am participat noi, cei de la studioul Capital TV Alba, la câte s-a putut din ele. Am încercat să ne împărțim așa, ca să surprindem imagini pentru dumneavoastră. De-a lungul săptămânii acestea o să vedeți multe din ceea ce s-au întâmplat weekendul trecut în Alba Iulia. Începem cu o competiție importantă, o competiție aflată la cea de-a patra ediție. 21 de echipe s-au întrecut pe râul Mureș în competiția adusă în județ de către binecunoscutul Ivan Pațaichin. Vorbesc despre Descoperă Romania, o competiție extraordinară. Haideți să urmărim materialul să vedem despre ce a fost vorba, apoi ne întoarcem aici în studio. Descoperă mișcarea în aer liber, descoperă talentul în sporturile nautice. Sub aceste îndemnuri, la Alba Iulia a avut loc pentru al patrulea an la rând faza zonală a competiției Descoperă Romania. An de an, concursul de vâslit în canot se desfășoară în 6 orașe din țară sub bagheta unui campion care nu mai are nevoie de nicio prezentare, Ivan Pațaichin. Un om modest și simplu, dar care a făcut de nenumărate ori inimile românilor să tresalte de bucurie cu fiecare medalie sau competiție câștigată. Așa cum era de așteptat, malul râului Mureș, în zona Partoș, s-a umplut sâmbătă dimineață în jurul orei 9:30. Zeci de albaiulieni au dorit un loc în canotcă, fie pentru a-și demonstra măiestria, fie doar pentru a bifa o experiență de neuitat. În total s-au format 21 de echipe, cu aproape jumătate mai mult decât anul trecut. Acestea s-au aliniat la start în 7 serii de câte 3 echipaje. În concurs s-au înscris echipele Partoș Junior, Frams, Mara Mureș, Star Assembly, Europenii, Maris, STP Alba, Pirații din Alba, Tritonii, Somalia, Rotary Team, Mids Team, Crisopolis, Water Polo, Wolfpack, Racheta, Alianz Siriac, Crucea Roșie, Sandy Club, Ancău și ISU Alba. Primul hop s-a dovedit a fi startul, iar mai apoi menținerea culoarului. O parte din echipaje au țintit malurile mai mult decât linia de finish. Totuși, la ieșirea din canotci, toți s-au declarat mulțumiți de experiența avută. Frumos de tot! Ați mai făcut asta până acum? Da, fiecare an. Ne place. Ne place. Mișcare. Cum a fost? A fost greu? Nu. Foarte ușor. Cum a fost? Foarte bine. Vi s-a părut greu? Nu, chiar deloc. Sperați să câștigați? Nu, suntem realiști. Dacă anii trecuți Ivan Pațaichin forma echipă cu presa locală, de data aceasta a fost cârmaci în echipa formată din Naționala de Junioare a României la polo. Fetele s-au aflat la Alba Iulia pentru un cantonament de o săptămână și nu au ratat ocazia de a face mișcare și în afara bazinului olimpic. Cum vi s-a părut cursa? A fost foarte obositor, dar foarte frumos. V-a ajutat Ivan Pațaichin? Da, puțin de tot, dar da. Ați avut emoții? Am avut emoții ca după un meci, dar a fost foarte frumos. Prima serie a fost câștigată de echipa Frams, a doua de echipa Europenii, iar a treia de Pirații din Alba, iar a patra de Rotary Team. În continuare, câștigătoare la etapa pe serii au fost Water Polo, Alianz Siriac și Sandy Club. După semifinale au mai rămas trei echipe care și-au disputat cel mai bun timp de parcurs, Water Polo, Sandy Club și Pirații din Alba. Cursa finală a fost una demnă de marile competiții. Cuprinși de euforia câștigului, dar și după câteva ore bune de stat în soarele arzător, o parte din echipaj a sărit direct în apa Mureșului. Competiția găzduită de Alba Iulia a fost organizată cu sprijinul administrației locale. Viceprimarul Paul Voicu a fost prezent pe tot parcursul zilei pentru a se asigura că totul se desfășoară în cele mai bune condiții. Da, nu vreau să vă plictisesc, mai ales că sunt de azi viață de la 9:30 împreună cu noastră. În primul rând mulțumesc tuturor organizatorilor, în primul rând echipei domnului Ivan Pațaichin, care sunt niște oameni inimoși deosebiți, plini de energie și care ne-au mobilizat. Mulțumim mult de tot! Apoi mulțumim!
mulțime, echipei de la ISU, echipei de la ambulanță, echipei din primărie, tuturor colegilor care au fost astăzi alături de noi și, nu în ultimul rând, mulțumim tuturor echipelor care s-au înscris în această acțiune, în această activitate, indiferent pe ce loc au fost și ce s-a întâmplat cu ei. Oricum, sperăm că anul viitor, împreună cu echipa domnului Pațaichin, să ne organizăm mult, mult, mult mai bine. Pe două zile să facem evenimentul și să facem ceva deosebit care n-a fost până acum 4 ani în România, să facem altceva eveniment. Da, mulțumim încă o dată pentru toți cei care au fost astăzi la Alba Iulia, toate cele bune, multă sănătate și baftă tuturor! Competiția Descoperă România se va desfășura și anul viitor în Alba Iulia, iar organizatorii plănuiesc ca întrecerea să se desfășoare pe parcursul a două zile pentru ca o zi să fie dedicată exclusiv copiilor. Mai mult, Ivan Pațaichin dorește extinderea proiectului și în alte localități din țară, acolo unde cadrul natural permite desfășurarea unei asemenea competiții. Promovarea sportului în rândul copiilor trebuie să devină o prioritate pentru toți factorii de decizie, iar astfel de competiții nu fac altceva decât să ne reamintească tuturor importanța mișcării și să retrezească în noi dorința de a vibra alături de sportivi, așa cum se întâmpla foarte des în trecut. Într-un interviu acordat echipei Capital TV, Ivan Pațaichin a făcut o scurtă analiză a situației în care se află sportul românesc la ora actuală și a dat câteva soluții de revigorare a acestuia. Oricine vine acum și vrea să facă ceva bun, nu poate să facă lucru bun așa peste an. Trebuie să ne gândim pe un termen mediu sau lung, să creăm niște strategii, pentru că suntem, avem valori, avem școli, avem de toate. Trebuie puțină susținere. Dumneavoastră, cu siguranță susțineți sportul și sunteți un promotor în mișcare. Eu și mai sunt oameni care fac lucruri, dar suntem puțini. Ar trebui să ne unim și să fim ajutați ca să facem și lucruri mai ample și mai ales în interesul național. Cum vedeți generația care vine din urmă? Nu neapărat mă refer la copii, mă refer la campionii de acum câțiva ani, până în 10 ani, să spunem. Mai sunt ei implicați, după ce își încheie activitatea sportivă, să promoveze sportul, să facă activități de genul acesteia pe care o faceți dumneavoastră? Dar nu sunt ei vinovați. Nu există sisteme. De ceea ce vă spuneam și mai devreme, Noi trebuie să gândim la niște proiecte și eu în Delta sunt foarte mulți campioni și chiar comuna, când am făcut un muzeu în aer liber așa cu campioane din comuna, am descoperit că sunt 24 de campioni mondiale, olimpici și europeni, ceea ce cred că nu există în lume în atâția campioni, dar în ultimii ani nu prea au mai apărut. Asta se poate promova, se poate stimula, dar îți trebuie susținere de undeva, că nu poți să faci, adică asociația se duce, încercăm, vrem să facem niște centre unde să inițiem niște copii, chiar cu foștii campioni mondiale și așa au experiența. Deci aici trebuie să ne gândim la niște lucruri și nu trebuie să ne gândim să facem sporturi nautice în toată țara. Sunt zone specifice, handball, se poate face în anumite zone, gimnastică, câte orașe care promovează gimnastică. Le poți număra pe o mână. Ei, trebuie să ne gândim cu toții la niște lucruri interesante, valoroase. Noi încercăm încă din anii 90, am încercat când eram la Comitetul Olimpic vicepreședinte pe vremea lui Lie Manoliu, Ion Țeriac, am încercat, dar e greu să adun pe toată lumea, fiecare vrea să facă ceva, dar nu suntem uniți, ar trebui să ne unim cu toți, cu ministerele, Ministerul Educației, Ministerul Culturii, Ministerul Muncii, Ministerul de Interne, al armatei, toată lumea trebuie să se gândească la un proiect pentru generația viitoare. Până la urmă, doar în echipă se poate face și tuturor ne este dor să strigăm Hai România și să trăim emoțiile unui succes de răsunet pentru noi toți până la urmă. Sigur că da, cu toții suntem mândri când auzim imnul, când vedem catargul pe cel mai înalt, la cea mai înaltă treaptă. Dar trebuie să facem ceva.
Cu siguranță vreau să vă felicit pentru activitățile pe care le aveți, pentru toată susținerea de care dați dovadă pentru sportul românesc și pentru tineri. Vreau să vă mulțumesc și pentru timpul acordat și că mi-ați acordat onoarea de a face acest interviu cu dumneavoastră și vă așteptăm la anul, vă așteptăm la Alba Iulia pe 2 zile. Aici cu siguranță veți fi bine primit oricând. Asta am simțit-o de fiecare dată și de aceea vin cu mare plăcere. Vă mulțumesc mult, dragii mei, rămâneți alături de programele Capital TV. Material realizat de colega mea Adriana Avram, reporter Capital TV Alba. Foarte frumos a fost acolo la Descoperă România. Ei bine, unii s-au distrat pe râul Mureș, alții în Gârbova, pentru că a avut loc sărbătoare mare acolo ieri, duminică. A fost Fiii Satului, ediția numărul 9. A ajuns la ediția cu numărul 9 această sărbătoare. De obicei, vara se întâmplă sau în apropierea toamnei sărbătorile de gen Fiii Satului. Toți oamenii plecați în străinătate sau în depărtare prin anumite zone ale țării, revin în locul lor natal pentru a sărbători. Asta s-a întâmplat și în comuna administrată de către primarul Ioan Nedela. Fiii Satului, Gârbova, am fost și noi acolo. Vedeți un material realizat de colegul meu, Vasile Pop. Dans, cânt și voie bună duminică la Gârbova. Fiii Satului și-au dat întâlnire pentru a da frâu liber mândriei de a se fi născut pe aceste minunate meleaguri ale țării Secașelor, învecinate cu mărginimea Sibiului. Și cum stă bine unor oameni cu scaun la cap, sărbătoarea a început cu un emoționant moment dedicat înțelepciunii. Administrația locală, prin primarul Ioan Nedela, a premiat perechile de vârstnici care au aniversat nunta de aur. Invităm alături de noi pentru înmânarea diplomei de 50 de ani de căsnicie, familia Morariu Stelian Tiberiu și Morariu Maria. Felicitările noastre, domnule Morariu. Un aplauz de noastră, tuturor, bineînțeles. Invităm alături de noi și familia Shell Andrei și Shell Rozina. Gheorghe și Popa Elena. Felicitări! Sărbătoarea a coincis cu parafarea unui important parteneriat între comuna Gârbova și satul Coștangalia din Republica Moldova. Primarul Ioan Nedela și Tudor Hantea, omologul său de dincolo de Prut, semnând un act de colaborare și înfrățire între cele două localități. Domnul primar, mare sărbătoare astăzi la Gârbova. Da, merită și cetățenii comunei Gârbova să se mai relaxeze și ei, și mai ales astăzi avem un eveniment mai important la noi, deoarece am semnat acordul de cooperare și de înfrățire cu o comună din Republica Moldova, cu comuna Coștangalia. Cu acest prilej avem o delegație de la ei de 20 de persoane care au venit la noi să vadă condițiile noastre. Urmează să mergem și noi la ei să vedem condițiile de acolo, să vedem în ce posibilități de ajutorare avem unii față de ceilalți. Astăzi avem un moment folcloric să vadă obiceiurile noastre, că ca românul întâi începem și cu o distracție și pe urmă mergem și la muncă. Ce presupune contractul de colaborare cu această stat din Republica Moldova? Contractul de colaborare presupune colaborare pe plan cultural, pe plan social și chiar și ajutorarea în implementarea unor proiecte, deoarece, după spusele lor, le este foarte greu la ei în Republica Moldova, deoarece nu sunt bani, nu au specialiști să le facă proiecte și de aia au venit să ia modelul de la noi și sperăm într-o colaborare foarte bună. Datorită ea ca domnului Ion Dumitriel, am făcut o scrisoare de intenție la domnului și am cerut să-mi selectez o comună din județul Alba Iulia pentru a face un acord de cooperare și de colaborare pentru a dezvolta și infrastructura satului nostru și nu numai a satului.
chiar și în Republica Moldova, pentru că noi susținere așa mare nu prea avem, sperăm pe acordurile astea de colaborare și din frățări să ne ajutăm unul pe altul și să facem lucruri bune și frumoase pentru comunele noastre, pentru satele noastre, pentru cetățenii noștri care ne-au ales. Și sperăm că cât ceva să facem. Eu sunt pentru a treia oară la Gârbova, am numai impresii bune, ne simțim foarte bine că suntem aproape 20 de persoane, sunt toți bucuroși, toți au rămas frapați când au văzut ce... Ei nu credeau că e sat, spuneau că e oraș, nu, zic că e sat, e comună, trei sate, am fost la Reci, am fost la Cărpiniș, peste tot am văzut lucruri frumoase, cultură dezvoltată, toți au rămas mirați, cum poate să fie și așa ceva? Poate. Cu primarul Nedela? Cu primarul Nedela avem relații foarte bune, ne sunăm săptămânal, ne întrebăm, multe am de învățat de la domnul. Nici tradiția săsească nu a fost uitată de gârboveni, prietenia dintre români și sași fiind elocvent evidențiată pe scena amplasată în frumosul parc ce a găzduit ediția noua a sărbătorii Fiii Satului. Doamne, loc de zăcare de fiecare an este alături de noi și se îmbracă în portul popular săsesc, care este foarte rar și mai ales la noi în Gârbova, cred că este unica care îl mai poartă. Îi mulțumim, îi dorim multă, multă sănătate. Și noaptea pleca spre București cu toate documentele, cu toate hârtiile, ca să fie dimineața la București. S-a străduit mult ca satul, comuna noastră să devină la nivelul orașului, la unui oraș. Că sunt orașe care n-au canalizare, sunt orașe care n-au asfalt. Noi dorim multă sănătate și putere de lucru ca să continue toate proiectele ce și-au pus în plan. Să-i ajute Dumnezeu! La sărbătoarea gârbovenilor au participat și importante personalități locale, precum Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, fiicele Alin Cucui, deputatul Clemen Negruț, prefectul Mihaela Albu, primarul comunei Stremț Traian Ștefan Popa, primarul comunei Doștat Emilia Cândea și alte oficialități.
televiziune, film, fotografie, artă plastică, literatură, muzică, tehnologii de ultimă oră. O săptămână de spectacol multimedia în Târgu Mureș. Competiție pentru teleași, lansări de carte, vernisaje, dezbateri, workshop-uri și proiecții pentru iubitorii de artă. 22-28 august, Festivalul Internațional al Televiziunilor și Producătorilor Independenți, SIMFEST. Doriți să vă amenajați casa? Nimic mai simplu! La magazinul Diego din Petroșani găsiți sute de modele de covoare, podea laminată proveniență Germania, perdele, mochetă, tapet și pardoseală PVC la cele mai bune prețuri. Ne găsiți în Petroșani, vis-a-vis de spitalul de urgență, de luni până vineri de la 10 la 18 și sâmbăta de la 10 la 14. Diego, sursa ta de inspirație! Electromax Petroșani angajează absolvenți și studenți ai facultăților cu profil tehnic cunoscător de limba engleză. CV-urile se depun la sediul Electromax din Petroșani, strada Lunca, numărul 36. Fabrică de volane angajează șef de echipă, controlor, calitate, operator producție și manipulant marfă. Căutăm persoane serioase, atente la detalii, cu disponibilitatea de a lucra în schimburi. Cerem minim 8 clase absolvite. Vă oferim salariu cuprins între 1300 și 1700 de RON brut, tichete de masă și transport asigurat. Pentru detalii ne puteți contacta la numărele de telefon 0730 090653 și 0728-036-858. De asemenea, ne găsiți în Lupeni, pe strada Vâscozei, numărul 1, alătură de echipei noastre. Ai absolvit examenul de bacalaureat? Vrei să lucrezi în țară sau în străinătate și să beneficiezi de un salariu decent? Vrei să te perfecționezi în inginerie, economie sau chiar în matematică informatică? Fii sigur că cea mai bună soluție pentru tine este Universitatea din Petroșani. Dacă vrei să pui în practică ceea ce ai învățat pe băncile școlii, Universitatea din Petroșani împreună cu firmele partenere îți asigură internship-uri și stagii de practică. Iar programul european Erasmus Plus oferă studenților posibilitatea de a efectua stagii de practică în străinătate pe o durată de 90 de zile cu toate costurile asigurate. Vrei să simți cu adevărat pulsul vieții de student? Hai în campusul Universității din Petroșani, unde vei găsi spații moderne de cazare și agrement și, nu în ultimul rând, hai la Universitatea din Petroșani să beneficiezi de cele peste 400 de burse de merit sau de taberele studențești. Intră pe site-ul www.upet.ro la secțiunea Admitere sau pe Facebook sub numele de University of Petroșani. Deschideți orizonturile și hai la Universitatea din Petroșani! Vrei să fii în trend cu moda, iar oferta de pe piață nu te mulțumește? Noi am găsit locul ideal! Cochet și la îndemână, magazinul Trendy Style din Petrila este cea mai bună alegere în materie de haine. Ținute office, casual, sport, de ocazie pentru femei, bărbați, dar și copii vă așteaptă. Ne găsiți pe strada Republicii, lângă Plafar, de luni până vineri, între 10 și 18 și sâmbătă de la 10 la 14. Trendy Style te pune în trend cu moda! Universitatea din Petroșani te așteaptă în perioada 18-27 iulie 2016 să-ți depui dosarul pentru cele 600 de locuri bugetate sau fără taxă la cele 24 de specializări de licență din domenii de vârf ale tehnicii, cum sunt calculatoarele sau automatica. Alege domenii ale ingineriei tot mai căutate pe piața muncii, cum ar fi ingineria mediului, a calității sau a securității, ingineria transporturilor, cadastrul sau ingineria și managementul. Alege ingineria electrică, mecanică, alege
tradiția universității noastre, adică ingineria minieră, sau alege să te pregătești în domenii ale științelor sociale sau economiei, prin specializările de turism, finanțe, management, contabilitate, administrație publică sau asistență socială. La Universitatea din Petroșani poți studia într-o universitate cu o tradiție de aproape 70 de ani în spațiul academic, cunoscută în țară și peste hotare prin cei peste 35.000 de absolvenți. Intră pe site-ul www.upet.ro la secțiunea admitere sau pe Facebook sub numele de University of Petroșani. Deschideți orizonturile și hai la Universitatea din Petroșani! Școala sanitară post-liceală Petroșani, înființată prin Ordinul de Ministru numărul 5074 din 17 septembrie 2013, face înscrieri pentru specializarea asistent medical generalist. Cu cea mai mică taxă de școlarizare de doar 1600 de lei pe an, cu un laborator modern și profesori specializați, școala vă așteaptă să-i treceți pragul. Alege școala sanitară post-liceală Petroșani și devină un bun profesionist. Înscrierile se fac zilnic între orele 8 și 16 la sediul din incinta Casei de Cultură a sindicatelor din Petroșani. Cu efect dublu antibalonare și antiflatulență, Kebene Plus, prima combinație din România sub formă de comprimat dublu stratificat, acționează rapid mai întâi în stomac, apoi în intestin. Kebene Plus și starea de bine revine. Acum nou în farmacii, Kebene Extra și Kebene Forte. Timpul și lipsa de idei nu vă oferă posibilitatea de a alege cele mai bune metode de distracție. Nu trebuie să vă mai faceți griji. Imaginarium vă oferă cea mai bună rețetă pentru distracția copiilor dumneavoastră. Situat la parterul complexului Montana din Lupeni, Imaginarium este locul de distracție visat de toți copiii lumii. Zilnic acesta vă stă la dispoziție cu cele mai variate mijloace de distracție pentru copiii sub 8 ani între orele 10 și 21. Sunați la 0254 562 193 și puteți să rezervați spațiul pentru petrecerea copilului dumneavoastră. Vreți mobilă la comandă din PAL sau lemn masiv? Crianz îți oferă design personalizat adaptat necesităților tale și consultanță tehnică gratuită. Ne găsiți în Petrila, complex 8 martie, vis-a-vis de Penny. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la 0728 529 656 sau 0765 546 796. Despre comunitate, oameni, locuri, natură, trecut în emisiunea Reporter Capital TV. Filme și actori nemuritori într-o emisiune eveniment. Legendele filmului.
itinerare și locuri inedite. Evocări istorice. Drumuri în credință. Toate numai la Puncte Cardinale, o emisiune realizată de Genu Tuțu. Bună, sunt Luche de la Lupeni și vă invit în fiecare miercuri de la orele 20:30 să petrecem aici la Capital TV cu muzică bună, cu invitați de mare calitate. Nu uitați, telefoane în direct și vă vom face dedicații pe placul dumneavoastră. Vă pupă, Luche! Magazin sportiv de-a lungul timpului, interviuri, partide memorabile, lumea sportului, numai la emisiunea Arena, o emisiune realizată de Genu Tuțu. Publicitară și înainte de a pune punct emisiunii de astăzi, trecem puțin prin cabinetul psihologului. Mădălina Arion este psiholog, este din Sebeș, cabinet psihoterapie Sebeș, așa se numește cabinetul ei de acolo. Colega noastră, Mirela Tode, a fost în vizită la ea, ea a adresat mai multe întrebări, ne-a și răspuns. Urmărim materialul, iar eu vă spun că ne întâlnim mâine aici în studio de la ora 18, bineînțeles, în cealaltă capitală. Haideți să vedem pe Mădălina Arion. A merge la psiholog este încă o idee ciudată în România, greșit un pic înțeleasă, pentru că oamenii cred că dacă frecventezi un psiholog, înseamnă că ai neapărat o boală psihică. Nu, nu este așa. Nu mergi la psiholog doar atunci. Mergi și atunci să-ți faci o testare psihologică ca să afli diagnosticul, însă e nevoie să mergi la psiholog atunci când oricât ai respira, parcă nu mai este suficient aer, atunci când îți dai seama cu înțelepciunea pe care mai poți să o ai, că ai nevoie de un ajutor specializat. A face psihoterapie este o binecuvântare. În unele țări, a merge la psiholog este o modă. În România, în orașele mai mari, se frecventează foarte mult acest aspect. Oamenii merg la cabinet ca să se optimizeze personal, ca să facă dezvoltare personală, ca să se cunoască, să se autoeduce. Psihologia și psihoterapia sunt două aspecte diferite. Psihologia este o știință care nu oferă neapărat o metodă de tratament, pe când psihoterapia adoptă un model medical care îți oferă sprijin, soluții și vindecare. Este important ca oamenii să facă diferența dintre aceste două ramuri, dintre psihologie și psihoterapie, pentru ca ei să știe unde să se direcționeze, unde să mă duc să caut ajutor specializat. Comportamentul depresiv este un pic diferit față de ceea ce credem noi că este depresia. Vorbim despre depresie într-un mod foarte ușor, fără să ne dăm seama că depresia de fapt este o boală. Folosim cuvântul depresie ca un substitut al tristeții, însă depresia, aceea clinică, este cea care îți fură tot. Îți fură entuziasmul, îți răpește somnul, bucuria, dorința de a munci. Aceea este depresia adevărată. Este practic o tortură. Și atunci este, ca să ajungi acolo, această boală îți dă unele simptome.
Dacă nu o iei în calcul, atunci există posibilitatea să te adâncești în ea. Însă există posibilitatea ca de la primele simptome care apar să mergi să cauți ajutor specializat. Ajutor potrivit pentru tine. Poți să-ți faci o consultanție de specialitate ca să afli dacă ceea ce tu ai, dacă tu, ceea ce tu crezi că ai, se numește într-adevăr depresie. Depresia este pe categorii. Este ușoară, moderată și severă. Însă este într-adevăr gravă. Oamenii folosesc cu foarte multă ușurință acest cuvânt fără să-și dea seama de fapt, de adevăratul ei sens. Organizația Mondială de Sănătate definește starea, sănătatea mentală ca fiind o stare de bine a individului care poate să lucreze fără probleme la servici, care nu întâmpină dificultăți în a lucra productiv, care își aduce contribuția în viața lui personală și în viața familiei lui într-un mod normal, fără să influențeze pe ceilalți în niciun fel cu comportamentul lui. Acela este om de adevărat, elea sănătos mental, care îndeplinește oarecum aceste criterii. Conform acestei definiții, foarte puțin dintre noi ne integrăm în această stare de sănătate completă mental, însă putem să lucrăm la această stare a noastră ca să o ținem la un nivel de echilibru. Întâlnesc adesea tot mai puțini oameni care au încredere în capacitățile lor de decizie, care au puterea de a lua o decizie corectă și asumată. A avea această capacitate implică o oarecare inteligență. E o decizie care este potrivită pentru mine, însă care este potrivită și pentru ceilalți, dacă nu vreau să-i afecteze și pe ei. Și am încredere în ceea ce fac. În momentul în care îmi asum această idee, știu că merg pe drumul cel bun. Vorbim despre viața de cuplu. Vreau să spun că adevărata iubire este cea asumată. Ea presupune acea atitudine în care gândim în felul acesta. Sunt cu tine, am ales să fiu cu tine și îți îndeplinesc nevoile tale, dar și pe ale mele, și împreună ne simțim bine și confortabil. Spunea la un moment dat un filozof că poți trăi cam două luni așa după urma unui compliment pe care îl auzim de la cel de care avem nevoie să auzim, de la persoana iubită. Tocmai de aceea, cuvintele și aprecierea în cuplu mențin viu contactul între parteneri. Când doi oameni sunt alături, asta nu înseamnă neapărat că ei sunt și împreună. Este nevoie să se conecteze la nivel afectiv, să-și îndeplinească nevoile afective, dincolo de nevoile acestea de a ieși în societate, a fi împreună ca să dăm bine. E nevoie ca atunci când ei sunt singuri să aibă o relație sănătoasă, să se simtă confortabil unul lângă altul și să simtă afecțiune unul față de celălalt. Și e bine de știut că cel mai savurat sentiment într-o relație de dragoste este încrederea. Încrederea că în toată nebunia vieții este cineva acolo acasă care te așteaptă și te ține în brațe când ai nevoie de un repaus. Iubirea matură este cea în care găsim blândețe și bunătate. Acolo se creează cadrul de siguranță necesar de care avem nevoie. Și în iubire, ca și în comunicare, este nevoie de doi. Nu există iubire doar de unul singur. Îți dau, îmi dai, îți dau fără să aștept nimic în schimb, însă este vorba despre reciprocitate, este în doi. Toți ne dorim la un moment dat în viața aceasta un paradis conjugal, însă ca să avem această frumusețe în căsnicie, în relația de cuplu, este nevoie să construim această idee de frumusețe în cuplu și după ce este construită să o și menține.
Asta este foarte important să știi. Hai să vorbim acum și despre o problemă tot mai actuală, gelozia. Cum o ținem în frâu sau când începe să devine nocivă într-o relație? Gelozia nu este o problemă a cuplului. Gelozia este o problemă a unuia dintre parteneri. Dacă unul din parteneri vine în cuplu în relație cu această stare, undeva în acea relație există ideea de toxicitate. A avea încredere în partenerul meu fără a manifesta gelozie implică și aici o stare de siguranță pe care eu, ca și partener, mi-o creez crezând în mine, în primul rând, iar mai apoi în partenerul meu de cuplu. Tocmai de aceea, dacă este de actualitate gelozia, asta mie îmi pune un semn de întrebare și îmi dau seama că oamenii într-adevăr au nevoie de psihoterapie pentru a se contura și a se armoniza mai frumos pe ei, ca să lase la o parte stările acestea care umbresc partea de fericire. Nu degeaba această stare de gelozie separă cuplurile, aduce multă furie între ei, îi desparte la un moment dat, dacă relația nu este bazată pe altceva, pe frumusețe. Iubirea înseamnă cu totul altceva decât aceste stări. Iubirea vine de la Doamne, este bună, pură. Gelozia nu vine din iubire, nici pretențiile nu vin din iubire. Nici dorințele noastre absolute ca partenerul meu să fie așa, 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 nu vin din iubire. Vin de cu totul din altă parte, însă nici de cum din acea iubire pură de care are nevoie un cuplu ca să funcționeze normal și sănătos. Deci zici că... Adică îmi revin. Da, da, da. Zici că e mai sănătos? Adică, sigur. E sănătos să ne pliem după partenerul de astfel că să încercăm să Te-aș întreba aici dacă ție ți-ar plăcea să fii schimbată. Păi, mie nu, că n-am nevoie. Toți avem nevoie să ne acceptăm unii pe ceilalți. Asta este nevoia noastră fundamentală. De când ne naștem, pe tot parcursul vieții, nevoia noastră umană este să ne acceptăm. Să fim văzuți și să fim acceptați. Ori dacă intri într-o relație cu dorința de a-l schimba pe celălalt, nu îl mai lași să fie așa cum este el. Nu-i mai dai voie să se manifeste așa cum este el. Ori dacă tu ai intrat în relație cu el, înseamnă că ai manifestat starea de îndrăgostire. Nu te poți îndrăgosti de un om pe care vrei să-l schimbi. Te îndrăgostești într-un mod absolut de o persoană de care ți este drag cu totul, așa încât îți plac toate lucrurile ei. Iar atunci mă întreb de ce mai apoi îți dorești ideea aceasta de schimbare a partenerului. Ce s-a întâmplat? Se diminuează din starea de îndrăgostire, dispare. Dar se poate ajunge la iubire, nici de cum la schimbare, la cicăliale, la critică. Depinde pe ce drum alegem să mergem. Depinde ce idei ne vin în cap și cum le dăm lor. În momentul în care relația de cuplu ajunge în acest impas, ambii parteneri de cuplu suferă. Nu este foarte ușor să te separi după o perioadă de timp petrecută împreună. Este important să aflăm care este motivul care ne duce în starea de divorț. Ori unul dintre parteneri și-a găsit pe altcineva, ori între ei nu mai există nicio șansă de a-și manifesta afectivitatea. Nu este neapărat un eșec personal. Uneori, într-o relație care este toxică, este necesar să pleci de acolo ca să poți să te simți din nou liber și să-ți recapeți sentimentul de trăire, de viață. Sunt foarte multe relații care se bazează pe această toxicitate. Rămân în relația de cuplu din cauza că nu am unde să mă duc. Din cauza că aveam la un moment dat în terapie o tânără care avea o relație foarte tristă din punctul meu de vedere cu doi copilași în care era abuzat atât fizic cât și emoțional de soțul ei, însă era împiedicată de ideea că nu am unde să merg.
nu am un serviciu, nu am un venit, rămân acolo. Nu este un mod de viață acesta. Transmite mai departe copiilor noștri ideea de victimizare, rămân și mă complac în această situație și nu fac nimic pentru mine și pentru viața mea. În acele momente când abuzurile există sub această formă, e bine să pleci de acolo. E bine să-ți dai voie să-ți recapeți încrederea în tine. În astfel de relații, când se ajunge în astfel de situații, unul dintre parteneri, adesea cel care este abuzat, care devine victimă, își pierde cu totul încrederea în el, nu mai știe cine este, nu mai știe încotro să o apuce și este necesar să plece de acolo, să iese din acea zonă și să meargă într-o zonă mult mai frumoasă și mai sănătoasă pentru el. Nu-mi place ideea asta de divorț. Îmi doresc mai mult să lucrez cu... Am terapii de cuplu în care partenerii vin în momentul în care nu se înțeleg, însă niciodată nu vorbesc cu ei despre a merge către divorț, ci despre cum să optimizăm relația lor ca să funcționeze, despre ce este nevoie să facă ei și ce să aducă acolo în relația lor de cuplu ca să funcționeze frumos, așa încât să nu se ducă în această stare. Vedem care sunt punctele slabe, care sunt punctele tari și mergem spre vindecare, nici de cum, spre starea de divorț. Există tot felul de tehnici de a te salva din starea în care intri. Este important să-ți dai seama ce te duce pe tine acolo. Care este motivul pentru care viața te îndrumă în acest. În care sunt lăsați mult timp fără părinți, își pot reactualiza senzația de abandon în relațiile de cuplu. O să întâlnească la un moment dat parteneri care îi abandonează. Toate aceste lucruri, dacă nu sunt vindecate încă din copilăria mică, ele o să apară mai apoi la vârsta adultă. Nu este neapărat o regulă ca să se întâmple așa, însă există foarte multe cazuri în care se întâmplă acest lucru. Aș vrea să spun că această luptă între generații a existat din cele mai vechi timpuri și poate fi oprită doar dacă noi cei de acum, prin ochii maturității noastre, ne dăm seama că părinții noștri sunt și ei rezultatul la ceea ce li s-a întâmplat lor cândva. Că pe vremea când ei trăiau nu exista această știință a parentajului care există acum. Și putem să înțelegem și să le acordăm iubirea pe care și ei au nevoie să o simtă de la noi prin înțelepciunea noastră de acum și prin iertare. Este singurul lucru care ne ajută să ne armonizăm în relațiile cu părinții noștri, să iertăm. Dacă iertăm pe ei, ne iertăm și pe noi, pentru că nu este vina nimănui că s-a ajuns în situația de conflict. A remedia un conflict înseamnă a te educa. Ori educația aceasta între generații poate fi posibilă. Este important doar să ne dorim acest lucru. Însă este important să spun aici că nu poate doar copilul să vină cu stare de bine și de frumos în relație cu părintele dacă părintele rămâne tot așa cum este. Și părintele în continuare critică, părintele în continuare spune cum crede el că este bine, fără să-i dea voie copilului și spațiu să se manifeste așa cum are nevoie să se manifeste. Eu cred de fapt că foarte mulți părinți sunt mândri de copiii lor, însă în loc să-și manifeste această mândrie, aleg să critique, aleg să îi stimuleze prin această idee, însă este total greșită. Critica nu este constructivă absolut deloc, este o rană emoțională, critica pe care o creăm când o transmitem celuilalt. Bazele educației se pun încă din copilăria mică. Este important și cum este copilul. Sunt copii care își manifestă crizele de furie și în acele momente nu prea ai ce să le faci. Aia înseamnă că ești un părinte rău. Aia înseamnă că este în regulă să lași copilașul să-și manifeste tantrumul. Se numesc tantrumuri aceste crize și sunt absolut normale.
Vai de copiii în care nu au aceste tantrumuri. Este în regulă ca ele să apară ca să își elibereze starea de furie copilul. Parentajul poate să fie sensibil și inteligent dacă părintele se ghidează după acest aspect. Se pot crește copiii foarte frumos dacă tu, ca adult, devii frumos și responsabil. Și îți găsești echilibrul de a-l ghida acolo unde este necesar să ajungă. Copiii pot să reacționeze și la nu și la da. Copiii fac totul ca să iese în evidență. Copiii fac totul ca să fie văzut, ca noi să-i vedem. Dacă el își dorește în această clipă să nu facă ceea ce noi îi spunem, este în regulă să-i mai dăm timp. Putem să-i spunem peste câteva clipe: dragul meu, în 10 minute o să mergem la ziua prietenului tău. Te îmbraci acum sau mai stai încă 5 minute și după astea 5 minute te îmbraci singur? Sau ai nevoie de ajutor ca să ne îmbrăcăm împreună? Cum ai vrea să te îmbraci? Vrei să te ajute mami? Sub forma aceasta, e nevoie să relaționăm cu copiii noștri și să fim aproape de ei, ca ei să-și dea seama că noi suntem prezenți acolo pentru ei, ca să nu ne refuze, da? Și nici noi să nu le refuzăm nevoile lor. Este important că atunci când promitem lucruri pentru copiii noștri să le și îndeplinim. Nu să le spunem: mama vine imediat și mama să nu mai vină. Copiii prind tot ceea ce noi le spunem și așa își formează starea de siguranță. Ceea ce spun părinții copiilor lor, mai mult decât atât, ceea ce spune mama unui copil devine vocea interioară a copilului și se aude la vârsta adultă acolo în spate. Pentru mulți dintre noi, această voce este una critică. Am întâlnit asta în terapiile mele. Pentru alții, este sabotorul intern, cel care ne sabotează viața. Acea voce este vocea unui părinte, părintele critic. Vă mulțumesc cu drag și vă mai aștept și eu aici la cabinetul meu de psihologie și de psihoterapie din Sebeș.